Suntem în fața Direcției Naționale Anticorupție, unde în această dimineață deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adus 20 de persoane pentru a protesta împotriva șefei DNA Laura Codruța Kövesi. Primul lucru pe care vreau să-l remarc, dragii mei, este diferența de atitudine și de reacție a Jandarmeriei Române, al cărei ministru este Carmen Dan, secretara infractorului Liviu Dragnea, față de acest protest. Ați văzut cu toții imaginile de ieri din fața Ministerului Justiției, unde au fost 5 protestatari rezist. Ați văzut 20 de jandarmi care au venit și au împrăștiat imediat protestul rezist din fața Ministerului Justiției. Ei bine, aici, în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție, unde un deputat PSD a adus 20 de oameni, jandarmeria nu întreprinde nicio acțiune pentru a-i muta pe acești oameni, exact așa cum a reacționat ieri seară în fața Ministerului Justiției. Vă puneți întrebarea de ce? Răspunsul este foarte simplu, dragii mei. Pentru că vorbim de un deputat PSD care face jocurile infractorului Liviu Dragnea, care Liviu Dragnea este șeful secretarei Carmen Dan din Teleorman, pusă ministru de interne și, din această calitate, șefă a Jandarmeriei Române. Din păcate pentru jandarmii care au fost ieri seară în fața Ministerului Justiției și care sunt acum în stradă, pentru că așa este legea, ei sunt niște unelte în mâinile mafiei politice. V-am explicat și ieri ce urmărește această mafie. Este vorba despre blocarea activității DNA prin decapitarea conducerii. Pentru Liviu Dragnea, în special, este vital acest demers. Deputatul Pleșoianu a adus oameni aici în fața Direcției Naționale Anticorupție cu pretextul că protestează pentru că Laura Codruța Kövesi refuză să se prezinte la Comisia Parlamentară înființată în subiectul sufrageria lui Oprea. Un subiect, dragii mei, lansat pe agenda publică de un alt personaj cu mari probleme penale, multiplul inculpat Dan Andronic, într-o altă operațiune care vizează același lucru, decapitarea DNA pentru blocarea activității acestei instituții. V-am spus și ieri, v-am explicat și vă explic și acum care sunt scopurile lor. Pentru Liviu Dragnea există două scopuri practice, imediate, pragmatice, pe dosare. Liviu Dragnea vrea ca prin decapitarea conducerii DNA să reușească să numească un șef obedient acolo care să schimbe poziția procesuală a procurorilor DNA în dosarul Bombonica. În același timp vrea să blocheze viitoarele anchete. Liviu Dragnea este susținut de mulți alți penali foarte importanți în România, cum e condamnatul Dan Voiculescu, cum e multiplul inculpat Sebastian Ghiță, cum e dublul inculpat Dan Andronic, care vor și ei același lucru. Ca atare, au loc astfel de evenimente. Oamenii cu care eu am încercat să discut au fost destul de agresivi, așa cum sunt telespectatorii, hai să nu folosesc cuvântul taliban, că e urât, fideli ai televiziunii lui Dan Voiculescu. Le-am spus că îmi pare rău de ei, le-am spus că am toată compasiunea din lume pentru ei, pentru că sunt niște oameni în vârstă, manipulați, prostiți și folosiți de către niște mafioți. Cu sinceritate vă spun, chiar îmi pare rău de acești oameni și de suferința prin care ei trec, pentru că este o dramă să fii manipulat în acest fel. Însă, dincolo de asta, rămânem cu această realitate, dragii mei. Din păcate, în acest moment, trăim într-un stat în care legea se aplică diferit. Pentru cei care fac parte din protestul rezist și protestează în fața Ministerului Justiției, jandarmeria trimite 2 jandarmi pe cap de protestatar și împrăștie imediat protestul. Pentru oamenii aduși de Antena 3, televiziunea condamnatului Dan Voiculescu, de deputatul PSD Pleșoianu din partidul condus de infractorul Liviu Dragnea, jandarmeria nu face nimic. Stă și se uită. Asta este România în care ne-a adus infractorul Liviu Dragnea și toată gașca din mafia politică aflată în spatele lui.